Știrile dimineții vorbim despre membrii coaliției de guvernare care vor începe discuțiile pe tema impozitului progresiv. Surse guvernamentale spun că acesta ar putea fi implementat anul viitor. Mai exact, din 2025 românii ar putea să plătească cote diferite de impozitare în funcție de salariul pe care îl câștigă. Ce scenarii sunt discutate în acest moment în cadrul guvernului, aflăm de la colega noastră Ioana Cioban. Anul 2024 este anul deciziilor în ceea ce privește impozitul progresiv, spun surse guvernamentale. Ei bine, există pe masa guvernului în acest moment mai multe scenarii, inclusiv Fondul Monetar Internațional a înaintat anumite cote, a propus anumite cote, vorbim despre o cotă de 10%, 15%, 25% și 30%. Așa cum vă spuneam, guvernul trebuie să ia o decizie în acest an. Vorbim în primul rând despre scenariul numărul 1. Impozit de 15% pentru toate salariile din România, iată, vorbim despre cota unică. Iar cel de-al doilea scenariu ar fi această introducere a impozitului progresiv și aici există două variante. 10% pentru salariile de până în 5.850 de lei și 20% pentru salariile de peste 6.000 de lei. Cea de-a doua variantă presupune 10% la salariile de până la 7.956 de lei și 25% la salariile de peste 8.000 de lei net. Este important de spus în tot acest context că ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat faptul că aceste decizii sunt practic probleme de doctrină ale partidelor politice, adică această alegere pe care trebuie să o facă guvernul. Și de asemenea a subliniat faptul că există reale beneficii ale cotei unice. Încă o decizie nu a fost luată, va fi luată în cursul acestui an. Rămâne de văzut care variantă va fi aleasă de către guvern.